Acum? Asta e un fel de preview. YouTube? Nu mă anunță. Da, da. Serviciu cu băinea, apare poza ta. Nu pot schimba asta. Ai o poză repede cu fața asta? A ei? Da. Da, sigur. Una scurtă. Una scurtă aia, exact aia de acolo. Bă, ajută să primiți și cu Facebook-ul. Asta, 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 asta. Aici, pentru cotonatele. Unul e vorba de a trei în mașină. Ce e poza ta? Da, când îi dai start live. Când îi dai start live. Mm-hmm. Încearcă un live nou. Să dăm asta stop.
să începem acest serviciu lăudându-L pe Dumnezeu, Cel care este stăpânul vieților noastre, Cel care ține în mâna Lui viața fiecăruia dintre noi și Cel care a chemat-o acasă, pe cea care a fost mamă, bunică, soție. Dragă tuturor, Viorica, Cioantă Codiță, am vrea să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste lucrare din această după-amiază și am să-L rog pe fratele păstor Florin Sferlă să deschidă cu rugăciune această întâlnire. Cea deosebită de viața aceasta pământească. Doamne, în aceste momente dureroase pentru familie, pentru toți cei dragi, Sfere Viorica, te rugăm, Doamne, ca să îi mângâi, să-i întărești și să le dai ajutorul Tău să treacă cu bine peste această încercare. Și te rugăm, Doamne, ca și în aceste momente, Doamne, prin cuvântul Tău, Doamne, Tu să cercetezi viețile noastre, Tu să lucrezi, Doamne, în dreptul nostru a fiecăruia. Tu știi de ce avem nevoie, Tu știi frământările noastre, știi bucurile noastre, știi, Doamne, dacă suntem ai Tăi sau nu. Dorim, Doamne, ca să lucrez așa cum crezi Tu de cuvinte, Doamne, și cu această ocazie. Lucrează mântuire, lucrează speranță, lucrează mântuire. Noi ne credem în Tine și îți mulțumim că vei lucra. Fii slăvit în veci. Amin. Amin. În durere putem să lăudăm pe Dumnezeu. Cântarea nouă din Cărțile Albastre rezonează cu sufletele care se încred în El în orice moment al vieții. Sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu. La nevoi și la durere, aleluia-i cânt eu. Toată viața cât trăiesc, pe Iisus îl preamăresc. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu această cântare. Sună harfa laudei mele. Ajutor, cine Lui îi se supune și îi e ascultător, fie bine, fie rău, Domnul este scutul meu. Fericit e cine are pe Domnul în ajutor, cine Lui îi se supune și îi e ascultător. Să răsune neîncetat, până Domnul vine în slavă, astfel cum a cuvântat. Deci și tu, inima mea, cântă-i până-L vei vedea. Aleluia, aleluia, să răsune neîncetat, până Domnul vine în slavă. Și toate celelalte rudenii în aceste clipe de durere și ne rugăm ca Dumnezeul lor care-i mânghier să toarne din pacea Lui, din bunătatea Lui peste viețile noastre. Codiță Ciantă Viorica, cunoscută de cei mai mulți ca Tanti Vio, s-a născut pe data de 13 mai anul 1951 din părinții Dumitru și Maria, fiind al treilea copil din familie. Împreună cu Nina și Nițu s-au bucurat de o copilărie frumoasă în orașul Sighișoara.
absolvit școala de meserii din București, având specializarea coafură manicură, pedicură, și a lucrat în acest domeniu până în ultima zi a puterii. S-a căsătorit la 18 ani cu Adrian, căsătorie din care s-au născut Alina și Cosmin. A trecut prin încercări de boală și prin încercări în familie. Cea mai grea durere pe care a suferit a fost despărțirea de mama dumneaei în anul 1974. A fost cunoscută în toată zona Sighișoarei ca o femeie deosebită, harnică, plină de energie și gata să ajute pe oricine. În anul 1988 s-a recăsătorit cu Bebe și împreună au trăit 33 de ani. În ultimii 7 ani s-au mutat în Cătunul Venghi, unde au avut o gospodărie frumoasă pe care au îngrijit-o cu drag. O mare bucurie pentru Viorica au fost nepoții și familia își va aminti întotdeauna cu drag de cea care le-a fost soție, mamă, soră, bunică, mătușă și prietenă. Familia apreciază prezența prietenilor veniți de departe, a familiei lărgite și a vecinilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea în continuare să ascultăm un mesaj propovăduit de fratele pastor Petrica Vidu. Mă rog ca Dumnezeu să mângâie familia, Dumnezeu să folosească și ocazia aceasta ca să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin. Doamna Viorica, așa cum a fost cunoscută Sighișoara, a fost ortodoxă cea mai mare parte a vieții ei. De aceea, cu ocazia aceasta, aș dori să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Biblia Ortodoxă. Și ne ridicăm ca să dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 16, de la versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vizon, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui, plin de buve, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și-a murit săracul și-a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și-a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar, asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, rogu-te, dar, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis, nu, Părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Amin. Vă rog să ocupați locurile cei care aveți. Am intitulat mesajul ocazia aceasta, ce ar trebui să știe toți ortodoxii. Și nu numai ei. Dar am spus ce ar trebui să știe toți ortodoxii, pentru că am citit Cuvântul lui Dumnezeu din Biblia Ortodoxă. Cuvintele pe care le-am citit au fost rostite de Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vorbește de câteva realități aici. Vorbește, în primul rând, de realitatea vieții. Vorbește de doi oameni care au trăit pe pământul acesta, în aceeași cetate,
aproape unul de celălalt, dar care se deosebeau mult, unul față de celălalt. Unul era bogat, era elegant. Avea în fiecare zi o masă îmbelșugată. Celălalt era sărac, era lipsit. Era dus acolo la casa bogatului să îi cadă și lui câteva fărâmituri. Bogatul nu era numai bogat, era și sănătos. De aceea se putea veseli în fiecare zi. Săracul, nu numai că era sărac, era și bolnav. Era plin de bube. Suferea mult. Era disgrațios. Și Domnul Iisus vorbește de realitatea aceasta a vieții. Asta se întâmplă și s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Sunt oameni bogați. Sunt oameni putreți de bogați. Sunt oameni săraci. Oameni lipsiți. Și în vremea aceasta de pandemie, bogații s-au îmbogățit mai mult. Miliardarii au câștigat și mai mulți bani. Săracii au sărăcit. Oamenii își fac probleme. Cum vor plăti la iarnă? Încălzirea, întreținerea, medicamentele. Sunt oameni sănătoși. Sunt oameni care nu știu ce înseamnă boală. Care nu au fost niciodată în spital. Sunt bolnavi. Sunt oameni în suferință. Sunt oameni țintuiți la pat. Asta e realitatea vieții. Apoi Domnul Iisus vorbește de o altă realitate. Ne spune că a murit și săracul, a murit și bogatul. Și vorbește de realitatea morții, care este o realitate. Și este o realitate cumplită. Și suntem înconjurați de moarte. Boala aceasta face ravagii, virusul acesta face ravagii în lumea întreagă. În Bihor, luni, au murit 19. Marți 24. Atâția oameni mor, se duc din lumea aceasta. Este realitatea morții. Fiecare este trecător. La fiecare om vine ziua când va pleca din lumea aceasta. Dar voi, Domnul Iisus, vorbește de o altă realitate. Nu se termină existența aici pe pământ atunci când încetează viața biologică. Ne spune Domnul Iisus că existența celor doi oameni a continuat. Ni se spune despre sărac, despre Lazar, că atunci când a murit, a fost dus de înger în sânul lui Avram. Rămasă cu Avram. În bucurie. În fericire. Când a murit bogatul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place că Biblia Ortodoxă pune punctul pe ei. Ne spune unde a ajuns. În traducerea noastră este locuința morților, a ei spune clar, în iad. A ajuns în iad. În chinuri. Cel care avea totul din belșug aici. A strigat la Avram, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetul în apă, să vină să-mi răcorească limba. Căci grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Este realitatea celor două locuri. Acolo va ajunge fiecare om într-unul din ele. Ori în rai, ori în iad. Ori în fericire, ori în nenorocire. În chin. Apoi Domnul Iisus mai vorbește de o altă realitate. Atunci când bogatul l-a rugat pe Avram să-l trimite pe Lazar. Și Avram i-a spus că nu se poate. Avram îi spune și peste toate acestea între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Am intitulat mesajul ce ar trebui să știe fiecare ortodox. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus în pilda aceasta, nu se poate trece dintr-un loc într-altul.
Odată ce a murit, omul, soarta lui este pecetluită. Poate să fie plin locul acesta de preoți care să se roage pentru iertarea păcatelor făcute fără de, cu voia sau fără de voia omului care este în sicriu. Că degeaba se roagă. Nu mai poate fi mutat nimeni la loc de verdeață. Când a ajuns în iad, acolo este. Și acolo rămâne. Și de acolo se va duce în chinul veșnic. În iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Este extrem de important lucrul acesta, ca să știm că aici, pe pământ, cât ești în viață, aici se hotărăște soarta ta. Unde te duci? De ce a ajuns bogatul în iad și săracul în sânul lui Avram și acum este în rai? Este cu Domnul Iisus. De ce? Sunt două lucruri pe care le arată cuvântul lui Dumnezeu aici. Vorbește de credință și vorbește de pocăință. Vorbește de cuvântul lui Dumnezeu. Credința în cuvântul lui Dumnezeu, spune, au pe Moise și pe proroci, adică au Sfânta Scriptură. Asta era Sfânta Scriptură în vremea Domnului Iisus. În vremea celor doi oameni. Să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Să creezi Sfânta Scriptură. Vreau să te întreb, când ai citit-o ultima dată? Când te-ai uitat să vezi ce-ți cere Dumnezeu? Și celălalt. Atunci când bogatul și-a dat seama că pentru el totul este pierdut. A spus, Părinte Avram, am 5 frați. Nu vreau să mai văd. Nu vreau să ajungă unde sunt eu. Trimite-l pe Lazar. Să le adeverească aceste lucruri. Hristos, nu, au pe Moise și pe proroci. Au cuvântul lui Dumnezeu. Să creadă în el. Atunci el spune, nu Părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Ce aș dori să cunoască, să știe fiecare ortodox, este că pocăința este, nu este rătăcire. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și vreau să mai citesc două versete. Apostolul Pavel le rostește în Fapte 17, dar Dumnezeu, trecând cu vederea viacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Dumnezeu ne vestește tuturor să ne pocăim. Ce aș dori să cunoască fiecare ortodox? Fiecare om, că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și când vorbește Domnul Iisus de pocăință aici, vorbește de întoarcerea la Dumnezeu. Părăsirea unei vieți trăite în neascultare de El. Și intrarea într-o viață în care Dumnezeu este onorat. Dumnezeu este cinstit. Dumnezeu este ascultat. Nu știu ce a simțit doamna Viorica atunci când copiii Cosmin și Alina s-au pocăit. N-au mai fost în Biserica Ortodoxă. Știți ce cred eu? Eu cred că cel care ascultă cuvintele pe care le rostește Domnul Iisus aici, cel care crede cu adevărat, cel care se pocăiește, este adevăratul ortodox. Cuvântul ortodox nu înseamnă drept credincios. Cuvântul ortodox e format din două cuvinte, orto și doxa. Orto înseamnă drept, doxa înseamnă laudă. Laudă dreaptă. Laudă la adresa cui? La adresa lui Dumnezeu. Când primește Dumnezeu lauda noastră? Când este dreaptă lauda pe care o aducem lui Dumnezeu? Atunci când trăim în ascultare de El. Atunci când facem voia Lui.
Și Dumnezeu să folosească și ocazia aceasta. Să ne vorbească fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi să devină cu adevărat ortodox. Care să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L cinstească pe Dumnezeu, să trăiască pentru Dumnezeu. Amin. Amin. Ascultăm două cântări, Nepoții și grupul de tineri, după care fratele Doru Hnatu va predica cuvântul. Latin Domini
paginile Sfintelor Scripturi, în Epistola către Evrei, la capitolul 9, se încheie capitolul acesta cu argumentare referitoare la prima venire a Domnului Iisus Hristos și la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și argumentarea este legată de experiența vieții și a morții și a judecății. Și așa cum acestea sunt evenimente unice și nerepetabile, așa argumentează textul, prima și a doua venire a Domnului Iisus sunt evenimente unice. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce a adus jertfă o singură dată, s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin. Amin. Viața este un dar pe care îl primești de la Dumnezeu. O, dacă am pricepe și am privi darul acesta așa cum îl dă Dumnezeu. Că te-ai născut, că existi, că trăiești, este darul lui Dumnezeu și ar trebui să privești asta cu responsabilitate. Nu poți repeta viața. Viața se încheie cu moarte. Și nicăieri Scriptura nu spune că va mai fi reîncarnare și vreo repetare a experienței acesteia. O singură dată treci prin asta. Biblia spune că doar atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, e generația celor în lume atunci care nu vor trece prin experiența morții fizice. E nerepetabil lucrul acesta. Că vine la o vârstă sau la alta, că vine prin COVID, prin accident sau la dânci, bătrânețe, în pat. Dar moartea vine. Așa cum prețuiești viața și ar trebui să o prețuiești, așa ar trebui să privești moartea cu seriozitate. Și apoi vine judecata. Și stai înaintea lui Dumnezeu care va hotărâ cum a fost viața și ce ai făcut și ce ai hotărât și unde vei petrece veșnicia. Acum, dacă ar fi numai atât și dacă tabloul ar fi doar că trăim cu bucurii și necazuri și că o încheiem mai șocant sau mai puțin șocant și că vine și judecata cu perspective de un fel sau altul, ar fi sumbru și chiar dureros pentru mulți. În viața aceasta însă a intervenit Dumnezeu și ne spune Scriptura că a venit Domnul Iisus Hristos aici. Nu va veni a doua oară cum a venit atunci. A venit și a purtat păcatele mele și ale tale, a purtat păcatele multora, ale noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, spune Scriptura în altă parte. Și a venit ca să aducă iertare de păcate. Va veni a doua oară ca să desăvârșească această lucrare. Nu va veni să mai moară pe cruce, ci va veni ca o mare binecuvântare pentru aceia care în viața de aici, știind că vor muri și vor sta la judecată, apreciind ce a făcut bunul Dumnezeu pentru ei, se încred în Hristos ca Mântuitor și Domnul lor. Dacă da, spune Scriptura că va veni Domnul ca să desăvârșească lucrarea, adică să desăvârșească lucrarea mântuirii noastre. Cei care își pun încrederea în El sunt mântuiți sau scăpați acum de puterea păcatului, de pedeapsa pentru păcat, nu și de prezența păcatului care este aici în lume cu noi, cu toate ispitirile Lui în firea noastră pământească și într-o lume prinsă de păcat. Când va veni Domnul a doua oară, vom scăpa pentru totdeauna și de această prezență. Ne este rânduit să trăim.
și a îngăduit Dumnezeu să se apropie prin harul lui de tine în cuvântul lui astăzi și în rânduirea lui îți oferă iertarea păcatelor. Ne rânduim să murim. Mai devreme sau mai târziu vom pleca de aici. Și vom sta în fața dreptului judecător spre a primi răsplată și binecuvântare veșnică. Scăpați de păcat pentru totdeauna. Sau, așa cum ai auzit deja, într-o pedeapsă eternă a conștiinței, a eternității zdrobitoare, chinuitoare. Puneți încrederea în Domnul Iisus. Amin. Și lasă ca experiența de astăzi să fie una împăcării cu El și a iertării păcatelor. Amin. Ca să poți să-L aștepți cu drag. Amin. Amin. Nepoții îl vor lăuda pe Dumnezeu cu o cântare, apoi fratele Paul Necruț va propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Următoarea cântare este una dintre acele cântări care au fost foarte dragi bunicii. Cântarea spune: Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit. De moarte m-a scăpat. Știți de ce era atât de dragă bunicii? Sau cum o cunoșteam toți cei apropiați, Vio. De ce era atât de dragă lui Vio această cântare? Pentru că, nu doar pentru că avea o melodie frumoasă, nu doar pentru că atingea ușor coarde sensibile ale sufletului, ci pentru că Vio a cunoscut mărețul har. În ultimii ani a mers la biserică în fiecare duminică, am povestit adesea și mi-a spus: Marcus, citesc Sfânta Scriptură în fiecare seară, mă rog în fiecare zi. Iar unul dintre ultimele lucruri de care ne-a asigurat când a plecat din lumea noastră a fost că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Vio și-a rezolvat problema veșniciei, pentru că s-a dus și s-a întors cu fața spre Cel care poate să o rezolve. Personal, îmi doresc ca fiecare dintre noi să o avem rezolvată. Durerea noastră este foarte mare, dar există un singur lucru mai mare decât durerea. Speranța că ne vom vedea cu ea față în față, în fața Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mărețul har m-a mântuit pe mine.
carte Apocalipsa, capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său, la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Plecăm capetele și o rugăciune conduși de fratele Cristi Buzle. Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu în continuare, peste familia îndoliată, peste toată asistența, peste cuvântul care urmează să fie adăugat la mesajele din ziua de astăzi. Doamne, îți mulțumim că ești aproape de cei cu inima înfrântă, de cei cu Duhul zdrobit. Mulțumim că ești acolo ca să dai mângâierea ta și te rugăm să faci acest lucru cu familia îndoliată. Amin. Te rugăm pentru toți ceilalți prezenți astăzi să le dai binecuvântarea ta prin cuvântul tău. Amin. Mă rog, Doamne, să-L întărești pe fratele Paul. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău care ne îndeamnă întotdeauna să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Câtă vreme se zice astăzi. Mă rog, Doamne, să lucrezi la fiecare inimă și pe fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de tine. Mulțumim că ne asculți. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Iubită familie îndoliată, Bebe, Cosmin, Amalia și fetele, Alina, Dan și băieții, rudenii apropiate, mai îndepărtate, prieteni, toți cei care au venit astăzi să fim alături de voi, cu mintea veți înțelege ce spune Scriptura. Cu inima veți trăi în continuare durerea despărțirii. Mama nu are vârstă, indiferent câți ani adună. Bunica e tot bunică, indiferent câți ani are. Sunt legături care atunci când pentru o vreme se întrerup, lasă durerea adânci. Suntem astăzi aici ca să vă aducem un cuvânt de mângâiere și să vă spunem că nu sunteți singuri. Ne rugăm să vă mângâie Dumnezeu. Ne rugăm să vă întărească și credința și să vă întărească și inima. Ne rugăm pentru anii pe care Dumnezeu îi îngăduie lui Bebe să vă binecuvinteze cu sănătate în trup și cu credință sănătoasă în suflet. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate rudeniile. Biblia spune că suntem străini și călători. Fiecare zi este un segment din călătoria noastră aici pe pământ. Și câteodată, unii dintre cei care au călătorit cu noi trec dincolo de linia de orizont. Nu-i mai vedem. Cei care rămânem dincoace de linia aceea, avem nevoie de acele dimensiuni spirituale care să ne ajute să continuăm călătoria. Să nu dăm înapoi și să nu ne oprim. Cartea Apocalipsa este ultima carte care încheie canonul Scripturilor. Este scrisă de Apostolul Ioan. Apostolul pe care îl iubea Domnul Iisus într-un mod special.
Toți ceilalți apostoli au trecut de linia de orizont. Au plecat din lumea aceasta. Ultimul care rămâne este Ioan. Și el se apropie de punctul acela în care nu se va mai vedea. Și le scrie celor care vin după el un mesaj pe care îl primește din partea lui Dumnezeu. Un mesaj care să-i întărească pe cei care vin și călătoresc înspre lumea cealaltă. Sunt trei lucruri pe care Ioan le așează din partea lui Dumnezeu în pasajul acesta, pe inima celor care continuă să călătorească. Primul, îi înrădăcinează în cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ferice sau binecuvântați sunt cei ce citesc cartea aceasta. Cei care aprofundează cartea aceasta și își întemeiază credința nu pe povești, nu pe iluzii, își întemeiază credința pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, spune Domnul Iisus. Dar cuvântul meu rămâne în veac. Amin. Credința adevărată este întemeiată în Scripturi. Ce frumoasă mărturie că bunica și-a petrecut anii citind Scripturile. E binecuvântat cel care citește. E binecuvântat cel care ascultă. E binecuvântat cel care împlinește. Adică pune în practică vieții lui. Da, Scriptura ne răspunde la tot ceea ce Dumnezeu a considerat că avem nevoie de răspuns pentru a continua drumul nostru spre veșnicie. Scriptura ne spune de unde venim, încotro mergem, de ce suntem aici. Scriptura ne spune ce se întâmplă când trecem de aici. Scriptura ne spune ce a făcut Dumnezeu ca să vină în lumea noastră și să aducă mântuirea. Scriptura ne dă răspunsul pe care Dumnezeu l-are pentru cele mai profunde întrebări ale noastre. De unde venim? Suntem creiați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Încotro ne îndreptăm spre veșnicie. Pentru că El avem viața, ființa și mișcare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească credința. Amin. Și Dumnezeu să ne apropie iarăși inima de Scripturi. Amin. Ferice de cine citește. De cine ascultă și împlinește. Este această putere pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care continuăm călătoria. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească credința în cuvântul Lui. Amin. Dar continuă mesajul acesta a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul care ne vorbește nu este un Dumnezeu care ne transmite într-un mod rece, distant, un mesaj. Dumnezeu care ne vorbește este Dumnezeul dragostei. L-a trimis pe Fiul Lui la noi pentru că ne iubește. Ne vrea cu El în veșnicie pentru că ne iubește. Vrea să ne scoată din rătăcirea păcatului pentru că ne iubește. A Lui care ne iubește. Cum și-a demonstrat dragostea? Ne-a spălat de păcatele noastre. Cea mai mare problemă existențială și veșnică a noastră, oamenilor, este păcatul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul ne deformează din toate punctele de vedere. Păcatul ne pregătește pentru iad. Cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu este că L-a trimis pe Fiul Său ca să ia păcatele noastre. A Lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui, pe cruce, răstignit între doi tâlhari. Atât de mult ne iubește încât și-a dat viața pentru noi, dar Biblia spune ne-a spălat de toată murdăria păcatului. Vreau să vă imaginați o mamă a cărui copil iese să se joace în curte sau pe stradă și cade într-o baltă cu mocirlă. Și de mocirlă din creștet până în tălpi. Se duce acasă și mama îl vede cum arată și copilul spune ce a pățit și mama spune bine, te iert.
și lasă așa murdar. E aceea dragoste? Când Dumnezeu ne-a văzut în mizeria păcatului, nu doar că ne-a iertat, ci ne-a spălat. Și ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui. A Lui care ne iubește. A Lui care a plătit prețul iertării și a curățirii noastre. A Lui care nu doar că ne-a scos de acolo, ci a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Ne-a dat o nouă dimensiune. O nouă identitate. Ne-a dat o nouă misiune. Ne-a făcut împreună lucrători cu El. Ne-a făcut împreună cu Dumnezeu oameni care, să spunem, celorlalți semenii noștri care călătoare și ei spre linia finală. Atât de mult te iubește Dumnezeu, încât vrea să-ți ierte păcatele. Vrea să te curățe de ele. Vrea să-ți dea o nouă natură. Vrea să te nască din Dumnezeu. Și vrea să facă din tine copil de Dumnezeu. Ne rugăm să-și împlinească Dumnezeu lucrarea aceasta. A Lui care ne iubește. Un Dumnezeu care ne vorbește. Un Dumnezeu care ne iubește. Un Dumnezeu care își descoperă dragostea. Și Ioan continuă. Iată că El vine pe noi. Este Dumnezeul speranței. Este nădejde. E credință, e dragoste, e nădejde. În călătoria noastră prin lumea aceasta, nu călătorim ca oameni fără speranță, ci știm încotro mergem. Iată că El vine pe noi, spune Biblia, și orice ochi îl va vedea, este vorba despre revenirea Domnului. S-a dus să ne pregătească un loc. Așa le-a spus ucenicilor. Mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau. Pentru că unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Și acum Ioan spune, iată că El vine pe noi. Îndreaptă ochii celor care urmează spre cer. Călătorim pe pământ, dar destinația noastră este cerul. E important, atunci când umblăm pe pământ, să nu ne încovoiem și să devenim robii pământului. Este o întâmplare interesantă despre un om care a ajuns la anii înaintați ai vieții, încovoiat de spate și nu se mai putea îndrepta, era încovoiat cu fața în pământ. Și cineva care a văzut, a întrebat, cum de a ajuns așa? Ce boală are? Cineva care îl cunoaște a spus, e o istorie tare interesantă. Când era tânăr, într-o zi, mergând pe drum, a găsit pe trotuar o sumă de bani. A luat bani și de clipa aceea a fost obsedat că pe drum vor fi alți bani. Și tot restul vieții lui s-a dus încovoiat ca să nu piardă bani dacă sunt pe drum. Și atât de mult a fost obsedat de banii care s-ar putea fi până când s-a încovoiat de tot. Biblia ne îndreaptă cu fața spre cer. Ca să nu fim robii pământului. Iată că El vine pe noi și orice ochi îl va vedea. Și Ioan îndreaptă inima oamenilor spre cer. Dragii mei, va veni pe noi și pentru tine și pentru mine. Va veni să pună capăt istoriei noastre. Când îl vom vedea. Știți cum se încheie cartea Apocalipsa? Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Pământul acesta nu este destinația noastră veșnică. Pământul acesta este anticamera cerului. Ne despărțim astăzi de soție, de mamă, de bunică, de rudenie, de viu. A trecut linia orizontului. Oarecare dintre noi urmează. Până atunci, până în ziua aceea, ne rugăm să ne dea Dumnezeu credința adevărată. Amin. Ne rugăm ca dragostea lui Dumnezeu să copleșească ființa noastră. Amin. Ne rugăm ca speranța în întâlnirea cu cei dragi și cu Mântuitorul la venirea Lui să ne dea putere să continuăm pe cale. Amin. Iubită familie, uitați-vă mai des la cer. Încet, încet, avem mai mulți dincolo decât dincoace. Știți ce înseamnă asta? Că se apropie și plecarea noastră. Și când avem mai mulți dincolo decât dincoace, ne prinde așa un dor de cer și spune, mi-e dor de veșnicie. Vino, Doamne Iisuse! Ai putea să-i spui, vino, Doamne Iisuse! Fiindcă atât de mult ne iubește încât a spus, iată, eu stau la ușă și bat. E vorba de ușa inimii.
Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este această invitație extraordinară a Mântuitorului. La ușa inimii tale, așa cum a stat la ușa inimii mele. Și dacă, copleșit de dragostea lui, înțelegând că te vrea să fie a lui aici și toată veșnicia, înțelegând că a murit și pentru păcatele tale, înțelegând că și tu te apropii de linia plecării dincolo de orizont, ești gata să spui, Doamne, pentru că mă iubești, pentru că îmi vorbești, pentru că mă vrei să fiu cu tine nu doar aici, toată veșnicia, îmi plec ființa înaintea ta și te rog să mă ierți. Te rog să-mi ierți păcatele pentru care ai murit. Te rog să-mi dai credința adevărată în cuvântul tău. Te rog să-mi dai o viață care este transformată de dragostea ta. Și să-mi dai speranța că atunci când plec din lumea aceasta, ajung la tine acasă. Vă invit să plecăm capetele. Și într-un moment de rugăciune tăcută, înalți o rugăciune pentru familia îndoliată și spune-i, Doamne, poartă-i în brațele tale. Protejează-i. Păzește-le credința. Și ajută-i să ajungă cu bine la destinație. Dar spune-i, Doamne, și eu sunt străin și călător. Și eu sunt în drum spre patria cerească. Și dacă ești împăcat cu Dumnezeu, spune-i, Doamne, întărește-mă pe cale ca să nu dau înapoi. Și dacă încă ești neîmpăcat cu Dumnezeu, spune-i, astăzi, în locul acesta despărțirii pentru o vreme, Doamne, eu nu vreau să mă despart de tine. Spune-i, te rog să vii în inima mea. Te rog să-mi ierți păcatele. Te rog să-mi schimbi viața. Te rog să faci din mine copil de Dumnezeu. Te rog să vii cu mine acasă. Să-mi binecuvintezi casa. Și să mă ajuți să călătoresc cu tine și să sfârșesc cu bine alergarea. Doamne, lasă îndurarea ta peste familia îndoliată. Lasă mângâierea ta cerească. Lasă însoțirea și lumina feței tale cu ei. Și inima aceea care va trăi durerea despărțirii, te rugăm să o protejezi tu. Ascultă-ne, Doamne, pentru aceia care sunt încă pe calea pierzării. O, Doamne, te rugăm, ai milă. Te rugăm, cucerește-le inima. Luminează-le mintea. Dă-le binecuvântarea ta. Ne rugăm să mergem spre casele noastre însoțiți de prezența ta. Și zilele care le trăim aici pe pământ să fie trăite cu tine, pentru slava ta, ca să putem încheia călătoria cu tine. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Ascultăm din nou tinerii, lăudându-L pe Dumnezeu cu o cântare, apoi ne vom deplasa spre locul unde va fi depus trupul neînsuflețit. Ta e nesfârșită, zi de zi, tu mă
20. Psalmul 23 are un cuvânt de încurajare pentru noi. Domnul, spune el, este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrarea aceasta. Cu voce tare, fratele Iosif Curta se va ruga. Doamne, Tatăl nostru bun, care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în clipele acestea și, chiar dacă sunt clipe de durere, cu ocazia despărțirii de sora Viorica, îți mulțumim că Tu ai un cuvânt de mângâiere pentru fiecare dintre noi. În mod special îți mulțumim că ai un cuvânt de mângâiere pentru familie. Mă rog, Doamne, să continui să lași pacea Ta peste ei. Mă rog în mod special să-L binecuvintez pe domnul Bebe. Mă rog să binecuvintez familiile Marc și Busle. Mă rog pentru copii, pentru nepoți, pentru toți cei apropiați, să lași Tu bucuria revederii în veșnicie în inimile noastre ale fiecăruia. Doamne, îți mulțumim că la vremea potrivită ai găsit soluție pentru iertarea noastră și ți-ai trimis Fiul în lumea noastră. Îți mulțumim pentru această nădejde și garanție a vieții veșnice. Te rugăm, o Doamne, să ne ajuți să trăim frumos fiecare zi pe care o avem din partea Ta. Ajută-ne să trăim cu gândul veșniciei, să avem această speranță în inimă, așa cum ne-ai vorbit și astăzi, înțelegând cât de mult ne-ai iubit și înțelegând că vrei să fim împreună cu Tine în veșnicie. Doamne,
Mă rog să continui Tu să lași pacea, binecuvântarea și mângâierea Ta peste familie, peste toți cei dragi. Și cuvântul Tău să aducă rod. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările de care ne faci parte, trăind cu nădejde de revedere împreună cu Tine. Amin. La sfârșitul acestei lucrări spunem și noi, Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Încă o dată, mulțumim tuturor celor prezenți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. În timp ce se poate acoperi sicriul fanfara, îl va lăuda din nou pe Dumnezeu.